Se împlinește o lună de când Florin Câțu este președintele PNL, dar premierul nu se poate lăuda cu vreo reușită. A fost demis cu tot cu guvern, a rupt partidul în două, iar negocierile sunt în impas. Îl felicităm pe domnul Florin Câțu și îl invităm să ia cuvântul. Florin Câțu a început cu stângul cariera de președinte al Partidului Liberal. La doar 11 zile de când promitea că liberalii vor rămâne la guvernare încă 8 ani de zile, executivul cu Câțu în frunte era dat jos prin moțiune de cenzură. Voturi pentru moțiunea de cenzură, 281. Iar problemele au continuat. Ludovic Orban a avertizat noua conducere că are la dispoziție 2 săptămâni să pună la punct negocierile pentru un nou președinte al Camerei Deputaților, din moment ce el pregătea înaintarea demisiei. Motivul însă principal al demisiei mele este legat de faptul că nu mai pot să fiu părtaș cu decizii luate de o conducere instalată cu forța în fruntea Partidului Național Liberal, decizii care nu mai au nicio legătură cu angajamentele făcute de Partidul Național Liberal în campania electorală pentru alegerile parlamentare. PNL nu a pregătit-o, așa că în prezent șefia interimară e asigurată de Florin Roman, însă liberalii ar putea să o piardă dacă ar fi organizat un vot în plen. Apoi, același Ludovic Orban a anunțat că își va da demisia din grupul parlamentar al PNL, un prim pas înainte de plecarea din partid. Eu categoric nu voi vota pentru guvernul Ciucă, iar pentru mine asta este picătura care a umplut paharul. Săptămâna viitoare îmi voi da demisia din grupul parlamentar al PNL. Pentru mine, atât Iohannis, cât și conducerea nelegitimă, gașca demolatoare, cum le spun eu celor care s-au auto-intitulat echipa câștigătoare, au trădat grav interesele cetățenilor români, nu numai a celor care au votat, și a celor care simpatizau și aveau încredere, dar din diferite motive nu s-au prezentat la vot. Practic au pus între paranteze viitorul României. Iar acum Florin Câțu se încurcă în negocierile pentru susținerea noului guvern. USR a anunțat că nu susține un guvern din care nu face parte, iar cu cei de la AUR a anunțat că nu are ce discuta. Și toate privirile se îndreaptă spre PSD, cel care până de curând era marele dușman al lui Câțu. Dar pe măsură ce trece timpul, nici dușmăniile nu mai par de netrecut. Așa că PNL a ajuns să negocieze în primul rând cu socialdemocrații pentru susținerea guvernului Ciucă. Mai multe decizii luate în cadrul birourilor politice naționale, care prevedeau toate necolaborarea cu PSD, au ajuns să nu mai conteze.